Da, oameni buni, așa că bună ziua și bine v-am găsit. Am ajuns în Reșița la Muzeul Locomotivelor cu Aburi. KFU. Pam, pam. Frumos. Frumos aici. Da, vlog de călătorie, episodul 1. Vlog de călătorie, episodul 1. Hai să vedem ce scrie aici. KFU. Locomotivă cu ecartament normal, fabricație, combinatul metalurgic Reșița 1954. Foarte frumos. CFU face parte dintr-o serie de locomotive cu aburi destinate explorării de linii pe liniile căilor ferate uzinale și ale altor rețele de tip industrial. Ele au fost construite în vederea remorcării de trenuri grele și executării manevrelor în incinta uzinelor cu specific siderurgic. 145 de locomotive de acest tip au fost construite la Reșița în perioada 1954-1961. Frumos! Frumos! Foarte, foarte frumos! KFU, mamă, dar cât e roți și asta putere! Aburi, acolo! Acolo scrie sus, frumos! Savrometal Reșița. Și aici scrie volum de apă. Mamă, foarte tare. Foarte, foarte tare. Super. Frumos. Depou. Depou. Număr de însemne. Ce imense. Ce imense sunt, mamă mea, o echipă întreagă lucra la una din asta. Combinatul metalurgic Reșița. Viteză maximă 30 de km pe oră. Atât atingea. Asta era cea mai comună locomotivă. Mamă, uite, bă, deci extraordinar cât de mare. Aia lui Principesa Elena acolo. Frumos. Da, asta e, frate. Mamă, zici, cu asta merea la Viena, mă, frate. Ni. Are roți mai mari decât cealaltă. Da, 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 da. Uzinile de fier, domeniile Reșița. Da, asta e mai mică, gen. Dar și din față, deci din față. Și din față, așa. Frumos. Frumos, frumos. Acolo e prima locomotivă cu abur, o să mergem să o filmăm și pe Doamne, asta mi se pare că e... Uai de viața mea, e extraordinar. Fai de cap, asta e enormă, enormă, enormă. E cât un bloc cu un etaj. E efectiv roata cât e. Fai de viața mea, uitați-vă. Vai. No, asta chiar că-s curios să citesc despre ea. Se pare enormă, enormă. Băi, oameni buni, mă șpate soarele. Vara. Mamă. Bă, așa. Scrie, destinate remorcării trenurilor grele de călătorii și colectării rapide pe liniile cu dec. Declivități mari. Locomotivele de tip berscrașire au fost cele mai mari și puternice din parcul căilor ferate române. În palier puteau remorca 700 de tone cu o viteză de 110 km pe oră. Varianta românească a fost realizată după modelul austriac 214 cu o serie de îmbunătățiri tehnologice. Între 1937 și 1939, uzinile de fier și domeniile Reșița au construit 37 de astfel de locomotive. Foarte frumos. Tare. Super. 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 De bun. Viteza maximă 80 de km pe oră la asta. Foarte frumos. Și acolo scrie I love Reșița. Super. Frumos. Pentru cei care vă plac trenurile sau vreți să vizitați zona asta,
să faceți oprire și aici, la Muzeul Locomotivelor Coabor din Reșița. Chiar merită, merită. Și acolo frumos scrie sus, Muzeul Locomotivelor Coabor, Reșița. Frumos. Acolo e gata deja. Și acolo scrie I love Reșița. Superb. Nu uitați să lăsați un comentariu, un like, abonare. Vă mulțumesc pentru vizionare. Pa!